Avem bănuți pentru un singur draft aici pe contul de Road to Glory. Iar asta înseamnă că trebuie să o nimerim din prima, bă. Trebuie să vină jucătoria Barosani de la primul draft. Haide, tată, cu norocul în picuri. Vrei să-ți construiești echipa de vis în FC25 sau să deschizi cele mai tari pachete? Cumpără coins de pe fifacoin.com și folosește codul OVI pentru extra discount. Linkul este în descriere. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Ceva, băieți, și bine ați venit la un nou episod din FC25 Draft spre Glory. Astăzi suntem pe contul de Road to Glory, unde facem un draft puternic dezvoltat cu un 4-4-1-1, aș spune eu. 5-2-1-2, mamă, 5-2-1-2 ăsta e cea mai bună din joc. Este clar cea mai bună. Haide să mă prostesc, hai că am făcut-o și pe asta. Am luat 5-2-1-2, am fugit toată viața de formația asta. N-am vrut să joc de nicio culoare. Vine Hansi pe Super Sub, n-am cum să nu iau. Dar odată și odată, ce să facem? Mai încercăm și alte genuri de formații. Simons, și aș vrea să vină Sesco. Mi-a plăcut Sesco mereu. Mi-a jucat într-un draft 2. Alvare, Grizi, Total Rush, Finesse Shot Plus, Chip Shot, Incisive, Technical, Flair, Trivela, Cam Tank. Brolin Alvare s-a mai jucat. Grizi nu. Hai să vedem cum se mișcă Antoine Griezmann, Iago Aspas, Susurros, mare, dar Ariel? N-are bani. Bă, ce playstyle-uri ciudate. Foarte ciudat. Da, îl luăm pe Atletico, de Atletico de Madrid, da? Van de Vonk, Douglas Lewis, Serhi Darder să fie, să facem și noi un pic de chem la băieți, mă. Joe Ellington, Sabitzer, Gavi, de Polie, de Atletico Madrid, mă. Băi, chiar, bă, draftul Simeone ăsta, vă jur. Și 5 fundași Atletico Madrid se leagă, ia să vedem. Lenormand, da, e Atletico, a dat ești bun. 4 de la Atletico, 4, bă. Williamson, Bjorn, Gabriel, Williamson, nu e niciunul, nu? Eder Sito, mă, greșeala mea. Eder ți-a bine și s-a putut să-i fundă și ei buni. Proper, Pasquero, Tio, Scalvini, Pacho. Mă sparge Pasquero la chem. Dar poate vine ceva la rezerve. Malugusto! Wow! Ia pe Franța, e cel mai bun fundaj din joc. Sau Juranovic. Darmian Dumfries, nu, Malugusto. Mamă cât de tare Malugusto ăsta. Foarte mișto, foarte, foarte mișto. Luke Shaw, Zvava. Nimic la Zvava. Klingenberg, Leila. De aici mai bună și off-cam. Și off-cam este foarte, foarte bună. Ia vezi portarul. Gaza. Gaza, mă, ce ai? 22 chem, full pe Atletico Madrid. Hai să ne reglăm un pic acum cu alți jucători. Godfrey. Ce trebuie? Bă, mi-ar trebui așa un fundaș central, știi? Neapărat. Nu vine aici. Doamne. Am acum un hero ceva. Stupinean, Badiașile, Teze. Mamă, ce prof să știam. Avem Hansen, într-adevăr, știi? Doamne, ferească domnul. Bă, n-am văzut niciun hero? Niciunul? Wow, ok, vine un Gyökeres, Rafinha, bine, pe Super sau bă, vine Nor, Kunde, ok. Să joacă Cancelo, Kunde pe CB aici, e bun. Ok, și mai în față, nu mai vine nimic? Ia vezi. Haide, tată, bă, n-am văzut și un car mișto. Asta e ca bugetul lui Simeone, frate. Jur, asta e ca bugetul lui Simeone la Madrid, la Atletico. Noi am luat pe cei mai loviți și o să câștigăm, bă, draftul cu cei mai loviți. Aici suntem, aici vă promit că asta se va întâmpla, fiți atenți. Câștigăm cu cei mai loviți. Ia uite și tu, nu avem, avem din Total Rush, știi? Dar n-avem și noi așa un icon, un hero, Adamo. Firari, el a dat hero la sfârșit. Dudek, ajută pe cineva? Simon Stora, nu știu ce fac eu cu el acolo, mă, ai problema, ești nebun. M-a lăgustă și el puțin. Dar numai PSG, Maniano. Ter Stegen, bă, ia vezi. Dar nu te ajută per total. Faza care este? Și nu ți-a chem aici? Aaa, fundașul stânga, mă. Ai două posibilități aici. Asta nu merge. Și Godfrey care nu ți-a. Rămânem așa cu fundașul dreapta și stânga fără chem. Dar avem 4 jucători de la Atletico Madrid în primul 11. Și avem și un sistem de joc care îl definește pe... Nu îl definește că nu joacă neapărat 5-2-1-2, dar e un joc, un sistem de joc defensiv pe placul lui Diego Simeone. Hai să intrăm și cu Ter Stegen superior acolo.
Deci cam asta ar fi echipa, nu? Ha, 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 mă! Sorlot ăla, ce ne facem cu el? Dita, animalul Ruby! Dar ne trebuie... Ne-aș fi trebuit ceva francez. Nu vine, din păcate. Terminăm așa 5-2-1. Doamne, Ovidiu, să-ți fie rușine pentru această formație. Primul adversar a dat skip la echipă. Hai că ne descurcăm și așa. Oi, Hansi! Și nu intră bă nici din a doua, bă. Hai mă, Grizi, mă, era într-o poziție super acolo. Mare ocazie acolo, e și cu portarul. Fault în atac, ia, dar fii atent. Haide mă și noi, nu? Ce bine stă vicariu. Hai mă, Grizi, mă, ce ocazie. Încă una scoasă de vicariu. Haide mă. O bară, bă! Bă, frate, bă, cât ghinion în meciul ăsta, mă. Hai, Grizi! Nu cred, bă! Cum n-ai, bă, frate? Făcut totul perfect, mă. Ha, ce chestie. Haide, mă! Haide, tată! Grizi cu egalarea! Nu cred. Încă una mare pentru Griezmann și o ratează. Puh! Ce ciudă-mi e. Îl închideam acolo. Ia vezi. Golazo, mă! Ce revenire, ce remontada, băi! Ho, ho, ho. Opa, l-are pe Ronaldo, ești nebun totul oraș. Wow, mișto! Muta portarul! Uite, Grizi, bă! Avea aproape porta goală, ce ratează, bă, de acolo, bă! Mare și ocazia asta, bă. Hai, Rafinha, cu puțin noroc. Bam. Rafinha de la marginea careului face 2-0 după un rebound destul de norocos, să fim sinceri. Da pe roșu, bă, ce bolovan sunt. Puuu! Grizi! Ce ratare, băi, Griezmann, băi, mă mănânci. Poate acum o dă, nu, bă, nici de data asta. Puuu! N-ai ce să faci Rafinha, n-ai ce să-i faci Rafinha la Trivela, băi, e cel mai bun card din joc, cred. La ăsta mi se pare cel mai bun card accesibil, să zic așa. Le dă de, le rupe, frate. Semifinale, Di Gregorio 4, 2, 4,
Nu, ba da, mă, 4-2-4. Chin, frumos, bravo, mă, pentru 4-2-4. Mișto formație. Opa, hei. Ce e asta? Hello. Ia uite, știu ce are, frate. Ce-a fost asta, fratele meu? E bună, cred. Sorlos! Face 1-0! Lolo! Haide, Malogustu! Mamă, s-a dus Malogustu. Și Griezmann! 2-0! Așa, da, mă, altceva! Mamă, ce aproape de gol! Este? Nu, era tare. Solos, aproape de încă o bobiță. Transversală din nou Solos. Mamă, cum le dă ăsta, bă. Griezmann, superb. Sorloth, cu noroc, încă unul și ăla-i meci uitat. O, aproape direct din corner al lui Griezmann. Bună centrarea, bă! Bravo, frumos gol ăsta. Hansen! Doamne, ce card! Vai de mine! Oleola! What do we have here? Ceau, băieții, Ronaldo, mamă, și vini, 4-3-3. Ia uite, Sorloz! Ai, mă, Sorloz, mă! Che ocasione, bă, che ocasione! Mare, mare, grande! Grizi! Wow, Griezmann, mamă, cum intră finesul golul. După patch de Trivela, să coste și mai mult ăștia de au finesse shot loss. Ce tackle de la De Paul, așa, tată! Așa e viața la Atletico. Ne sacrificăm pentru echipă, bam! Din nou De Paul, fabulos! Nu, transversal la vărul ei. Grizi, n-ai ce să-i faci, player locul rege. Oi, Grizi, ce să-i faci, mă, la nebun, și e victoria. Griezmann ne-a cărat, mă. Cardul ăsta Total Rush ne-a cărat absolut fabulos, pe bune. Hai să vedem și premiile, dar între timp lăsați voi în comentariu, spuneți-mi care a fost jucătorul vostru preferat, mă, din acest drăftuleț. Mega Pack și un Premium Gold Players Pack. Ok. Hai cu Mega Pack-ul. Vedem și noi un walkout, ar fi tare mișto. Din păcate nu din primul, poate din Premium Gold, aici era Striker Croat, nu? Kramaric, 1000 de coins și ăștia de vânzare. Hai să vedem și Premium Gold Players, 3 rare de aici, asigurați. E o fată, CDM, Franța, Arkema Premier League. E un 86, n-am văzut dacă e walkout, mă. Nu mai știu ce e. Aoleo, nu e corvos. Oh, n-avem noroc în premia asta, să fie tot pentru astăzi, băieți. Vă pup pe toți, fain să aveți. Pa, pa!